Vreau să zic că România viticolă e extrem de reușită. Am vrea să mergem și noi, alți prieteni. Și cumva am făcut o grupă mare acum vreo 4 ani de zile la Maramureș cu 33 de oameni. Dar legat de regrete, asta regret întâi și întâi de toate, că nu m-am apucat mai devreme. Că de foarte multe ori îmi dau așa cât un imbold, da, vreau să citesc, da, vreau să fac ceva pentru mine, să mă dezvolt personal. De fiecare, n-am avut niciodată un traseu propriu-zis, din păcate. Unii zic că ar fi bine să ai deja scris și să știi ce curs urmezi. A fost tot timpul ce se întâmplă pe moment, vedem cum reacționăm. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi avem un invitat special și o să discutăm despre turism și despre pasiune și în momentul în care faci ceea ce îți place, imposibil să nu reușești. Ca să nu ne mai lungim, pam, 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 aplauze, artificii în spate, tot, tot, tot. Invitatul meu de astăzi este Florin Tunaru și nu am citit foarte multe despre el pentru că am vrut să aflu mai multe despre el, ca să fac și repetiții, ca să vorbim despre el în acest podcast în care discutăm despre el și despre pasiunile lui. Vrem să aflăm cine este Florin Tunaru. Cred că asta e prima întrebare. Clasic, clișeistic, e despre mine, cum toată lumea zice, e despre mine. Tunar Florin e un mic antreprenor, un om care a lucrat în domeniul evenimentelor și concertelor, precădere, undeva la 12-14 ani, care are un început în turism de mult și bine, care ușor-ușor a evoluat și și-a dorit mai mult pentru consumatorii de excursii, de frumos, de Românie. Nu știu dacă aș putea descrie în mai multe cuvinte sau poate o să descriu pe parcurs, dar cam asta sunt. Sunt omul care și-a dorit întotdeauna mai bine pentru oameni, să descoperim cumva România asta, că asta încerc de vreo 3 ani de zile. Să le arăt oamenilor care tot timpul gândesc că în străinătate e mult mai frumos și mult mai ieftin. Uneori contrazic, uneori le dau dreptate, din păcate. Și fac de la degustări de vinuri până la excursii complexe de o săptămână din dealul mare până în Toscana. Vreau să zic că România viticolă e extrem de reușită. Spun asta pentru că am fost și în Bulgaria, am fost și în Italia, am fost și în Franța și avem un produs extrem de bun. Avem niște degustări fabuloase, avem niște crame care au ce să ofere și fără probleme nu stau cu capul plecat atunci când vorbim de vinuri și de degustări de vinuri. Avem oameni super pricepuți și cam atâta să-ți spun despre vin. Repet, e mica mea pasiune. Acum de vreo 3 luni și jumătate, 4, colaborez și cu un magazin din București, unul celebru, dacă nu cel mai celebru. Și învăț cum să-mi duc gustul. Că dacă la început mai toată lumea bea un vin dulce, demi-dulce, ca și-ai obișnuit el de la țară, ca și-ai făcea taică, sub bunică, sub căpșunică, bei, iată că trendul e de fapt să bei vin sec. Acum nu poți să negi, îți place sec sau nu-ți place sec, dar de obicei se educă, așa am înțeles. Când am intrat eu în breaz la asta, îți place vinul demi-sec? Da, nu e bine. Pe bune? Da. Păi cum nu e bine? Păi întâi de toate, marea majoritate a vinurilor sunt seci, iar vinurile mari în lume sunt seci toate. Trebuie să-ți placă sec. A fost așa o tranziție de la... Dar uite, eu că spuneai de vin sec, mentalitatea colectivă, sau cel puțin la mine când mă duc să-mi cumpăr, beau demi-sec. M-am obișnuit cu... Mă gândesc că sec e prea... neapărat dur, e prea sec, știi? Așa e și de foarte multe ori senzația asta de îți face gura pungă, e cel mai simplu, e nepercepută, nu neînțeleasă, ci nepercepută de mari consumatori, de oamenii care beau ocazional vin. Ba chiar oamenii care îl iau sec, tot timpul zic, care au greșit că au luat sec, aduc cola.
și îl fac ei pe înțelesul tuturor, la fel și vinul alb. La vinul alb, secul poate să se transforme cumva în percepție de demisec, pentru că pot fi arome de citrice, pot fi arome de miere și te mai înșală puțin. Când e vorba de, cel puțin de românescul sec, sec e la o distanță apreciabilă de demisec. Adică simți. Plus că definiția vinului sec e de la 0 la 4 grame de zahăr, demisec e de la 4 la 12. Așa că zahărul ăla îl simți, n-ai cum să nu-l simți. Mai ales când suntem și degustători adevărați. Da, da, da. Dar bine, să știi că asta cu degustători adevărați, am fost la multe mese cu degustători adevărați care au zis că știu, sau cel puțin așa s-au prezentat, că sunt mari degustători. E, a fost așa o linie foarte fină între cabernet și fetească. Ce e asta? Fetească. Și când vedeau sticla că e cabernet, era... A, nu e... Spuneau, nu, tem la montaj, să mai încercăm o dată. Exact, mai pune. E foarte greu, mai ales când deguști. Am avut odată... Pot să dau și nume de branduri? Da. Am avut odată o degustare de vinuri cu vinul.ro. M-au invitat niște oameni foarte dragi acolo, Adelina și Cezar. Și m-au invitat la o degustare de 44 de vinuri. Eu n-am știut, era la început în ale vinului, vreau să fac un festival. Eu primele 15 vinuri le-am băut și oamenii le-au scuipat. Eu după 12 vinuri am rămas așa, am uitat la toată lumea la sală și am zis, e ceva neregulă. Cum de rezistă oamenii? Exact, și la un moment dat, unul din somelierii unei crame din Dealul Mare, Vasile, mi-a zis, ai băut toate 12? Da. Nu. Da, apă. Și de acum le scui pe toate. Și nici nu, peste unele am trecut așa doar de frica de a nu le mai bea. A fost niște vinuri grozave, a fost o experiență grozavă, dar de fiecare dată când fac degustările mele, fie în București, fie la crame, niciodată nu duc mai departe de 10 vinuri. Pentru că nu mai ai percepție de ce a fost bun, ce vrea să cumperi, ce îți rămâne ție. Undeva multă lume aduce 5-7, eu urc un pic și suplimentez asta, pentru că mi se pare sărăcăcios așa, pentru n-am vrut niciodată să bag mâna în mâna clienților și am vrut tot timpul să se bucure de, da, domnule, ăsta e un plus, chiar dacă sunt aceiași bani sau poate 2 lei în plus, e ceva în plus. Bei, uite, o degustare clasică are 7, ăsta are 10. La ultima mea degustare în București, la Pavesiana, am avut o degustare cu 18 fete și negre. Oamenii au fost bucuroși la început, cumva triși după, când 4 ore unii au plecat beți. Că la fel, vrei să le guști, nu e toată lumea bei și cumva scuip. Nu, am înțeles eu de la marii degustători, dacă vrei să ții 100% vinul, trebuie să treacă de zona asta. Și n-ai cum să ajungi până aici și să dai înapoi, deci cumva trebuie să bei. Nu știu dacă e adevărat sau nu, pentru mine e adevărat, vreau să simt vinurile și vreau să beau măcar o gură din fiecare. De-aia de fiecare dată pun o limită și aș vrea să fie maxim 10. Ce-ți mai povestești despre România? Uite, voiam să te întreb altceva. Cum a fost trecerea sau cum ai făcut trecerea? Că îmi spuneai mai devreme că vorbeai despre, ai lucrat în partea de evenimente. Da. Și te-ai dus în zona de turism. Cum ai făcut trecerea? Că sunt două chestii aproape total opuse. Da, mi-a plăcut întotdeauna să lucrez cu oameni. Întotdeauna am fost înconjurat de prieteni și prieteni la propriu prieteni, nu amici, nu am avut foarte mulți prieteni, mi-au rămas în continuare mulți prieteni, dar am avut pofta asta de a face excursii și toată lumea și-a dorit, am tot călătorit prin Europa, de obicei în doi cu prietena mea, 2, 3, 5 excursii pe an, toți bănuții care aveam plecam în afară. Și cândva mi-a zis un prieten, a vrea să mergem și noi, vă iau. Am vrea să mergem și noi, alți prieteni. Și cumva am făcut o grupă mare acum vreo 4 ani de zile la Maramureș cu 33 de oameni. Toți prieteni. Repet, toți prieteni. N-am avut nicio teamă, orice s-a servit la masă, orice am luat, am fost toți prieteni. Am făcut niște jocuri acolo. Ne-am bucurat timp de 4 zile, chiar dacă vremea n-a ținut cu noi în toate 4. Am și o gașcă foarte frumoasă la Maramureș, apropo de super prieteni. Și cumva i-am adus ăștia din București să vadă ce se întâmplă cu prietenii mei din Săpânța. S-au contopit, am fost undeva la o gașcă de 40-45 de oameni,
Da, am făcut o treabă foarte mișto de o zi undeva în munți, iar când ne-am întors acasă și tot ne-am, atunci nu beam vin, atunci beam orice era pe masă, am băut multă horincă, și am zis, ar fi drăguț, mi-a zis o prietenă, ar fi drăguț să-ți faci o pagină de asta. Nu m-am gândit niciodată că o să mă duc în direcția asta, am zis că da, o să rămân la Eventim sau Entertix cu cine lucram atunci și ușor, ușor, după seriile alea, m-am gândit, ar fi bine să mă gândesc în direcția asta. Zic, am Eventimul lângă mine, pot să pun niște bilete la o degustare de vinuri. A mea tot timpul m-a încurajat că ar trebui să fii mai mult, că ar trebui să faci mai mult, că ai potențial, eu niciodată nu am avut încredere, dar a fost o perioadă de schimbare prin septembrie 2019, când am zis că nu mai îmi place să lucrez în evenimente, că tot timpul sâmbăta și duminică am plecat, ea se bucura de sâmbătă și duminică, eu mă bucuram de luni-vineri. Și cumva nu noi intersectam. Și a zis, nu, ar trebui să-ți schimbi. Am schimbat și culmea, am lucrat tot sâmbătă și duminică. Numai că a putut să meargă și ea cu mine. Ce în multe dintre ele. Da. La început am umplut microbuze și autocare. În 2019 a mers fabulos pentru primele excursii. Am avut grupe de 40, am avut oameni pe care i-am refuzat pentru că nu mai aveam locuri. Am mers la o singură cramă pentru că am descoperit eu dintr-un supermarket. Am zis, bea un vin. Îmi place ăsta, mi-a plăcut ăla și am mers în direcția aia în permanență. Am făcut, cred că vreo 5 degustări la aceeași cramă, 200 de oameni plus într-o lună și jumătate, 4 ieșiri. A fost fabulos. Nu mă așteptam. M-am gândit, o să meargă, dar nu așa. Stai. Ai luat o sticlă din magazin? Da. Ai văzut pe eticheta? Da. Și ai spus că asta e cramă la care trebuie să mergi? Da. După ce ai băut-o? Da. Adică n-a fost nimic planificat? Nu, nimic planificat. Și oamenii când i-ai contactat, cum au fost? Adică le-ai spus, salut, sunt Florin, vreau să vin la voi? Întâmplător sau nu, în dealul mare sunt undeva la 10 crame care au și istorie. Ele sunt vreo 25. Dar și puteai nu era acum 10 dintre ele care au și istorie și care știu să-și vândă produsul. Chiar dacă nu e vinul pe gustul tău, te bucuri și îl cumperi pentru că oamenii îți povestesc ce s-a întâmplat acolo. Acolo erau sunt în continuare două conaci vechi. E un parc cu numele cramei astăzi în București. Și există o istorie legată de din dealul mare până în București la parcul Bazilescu. Atât de mult îți poate povesti dacă vrei, cu o cucoană care a avut o avere mare, au venit boierii peste ea. Repet, în fiecare cramă introducerea e așa, puțină istorie. Dacă nu vinzi asta și vrei să le vinzi oamenilor doar vinul și introduci, e egal cu zero pentru mine. Iar toată lumea face asta la noi în țară. Uite să știi că în Toscana oamenii nu au așa. Noi avem o cramă de... suntem o familie care facem a 15-a generație, ne punem la masă, hai să bem să vă cel puțin experiențele mele în Toscana. De îndealul mare și în România, de fel, au și povești frumoase. Am avut un proiect la Dealul Mare și eu, tot în zona de vin, am primat un spot acolo și într-adevăr am fost la o locație regală a lui Principelui Nicolae, okay. Dacă și la acolo care mă refer. Acolo, la Podium. Da. Foarte fain. Da. Și tot spuneai de poveste. Cred că ei sunt pomul lăudat și când zic pomul lăudat, nu prea dai grijă la pomul lăudat în partea asta, adică pe lângă doi somelieri fabuloși, au și pachetul ăsta de istorie, puțină cultură, povești cu prinți. Acolo există Candiano Popescu, dacă nu mă înșel, pentru că pentru toată lumea Candiano Popescu egal omul de la care te duci să-ți iei permisul. Afli și cine e Candiano Popescu de acolo. Bei și niște vinuri grozave. E la Apogeum, e sticla, mă rog, fetească, care a ieșit și a scos capul în lume. Ne-au cunoscut și pe noi oamenii afară. Fetească neagră din 2009, dacă nu mă înșel eu, care a primit două premii la concurs în New York, dacă mă înșel, unul dintre cele mai prestigioase. Și de acolo cumva am început să scoatem capul. Da, dumne, uite, o să facem și noi vin. Din câte am înțeles eu acum, că poate o să asculte cineva spotul ăsta din lumea vinului și o să zică, nu, poate ai greșit aici. Know-how-ul în lumea vinului e de fapt primit de la un francez, un italian și un neamț. Adică de la francezul de la Serve e o poveste mare. El a venit în 94 aici, s-a îndrăgostit.
a făcut o cramă, a cumpărat niște pământuri, e vorba de crama Serve. Și la Serve a fost un conte Guy de Poix. Și el a venit, i-a plăcut aici, i-a plăcut teroarul, i-a plăcut și de doamna Mihaela, care acum e proprietara cramei, a făcut vin și a făcut istorie. În partea cealaltă de Oltenie, spre Recaș, a fost un neamț care a venit și a făcut, pentru că noi n-aveam, repet, aveam percepția aia de vin mult, dulce, rece și alb de fel. În Ștefănești la fel, există tot așa o parte a cramei Marcea. La Ștefănești se bea vin, dacă ai auzit vreodată expresia asta, de baterie de vin. Nu. O baterie de vin, de fapt, era, dacă nu înșel, Cosmin de la Marcea mi-a zis, o sticlă de vin, o sticlă de apă minerală. Așa era bateria. Hai să bem câte baterii de vin. Și tot timpul când auzeai de baterii de vin, era neapărat sticlă și apă minerală. N-au avut percepția asta. Plus că la institutul ăla din Ștefănești, acum în Paragină, au fost 1700 de hectare de viță de vie și acum mai sunt 60 în care mai cresc struguri. 60 din 1700, n-a vrut nimeni să-l ia, n-a vrut nimeni să se ocupe de el. Și mai e și o parte frumoasă care îmi place mie foarte tare, în Oltenia la Drăgășani. E un om foarte dedicat, multă lume zice că ar fi cel mai bun vinificator din România, e vorba de Oliver Bauer, acum nu știu dacă. Așa am auzit și de obicei o garanție, dacă îți cumperi un vin de la Bauer sau Știrbei, e o garanție. Știi că e bun. E o garanție că primești, iar diferența între ele, același om face și Știrbei și Bauer. În partea asta face stilul clasic, pentru că e plătit, în partea cealaltă la Bauer e crama lui, se joacă cum vrea cu vinul, face experimente, e mai de înțeles, mai pe înțelesul oamenilor Bauer decât Știrbei, pentru că acolo e lume veche, vinuri clasice, în partea asta ai niște arome de lemn, de gustul ăla mai înțeles de oameni, să zic așa. Oricum nu ne-a lipsit și partea asta de cultură a vinului, adică cel puțin în comunism, unde totul se făcea pe bandă rulantă. Așa e, pentru că trebuia să-l dăm, știi, la export. Nu, deci noi n-am avut partea asta și bine ai spus că 90 după căderea comuniștilor au venit oameni cunoscători și au văzut locuri. Da, au văzut locuri și au profitat. Și acum beneficiem și noi de asta. Mai există tot așa un domn Fiorenzo Rista, mulți zic că el e părintele negrului de Drăgășan, strugurilor negru de Drăgășan. Nimeni nu-l băga în seamă, el e făcut prin, la începutul anilor 90, 93, 94, dacă nu mă înșel, la institut în Drăgășan. Și de atunci nu l-a mai băgat nimeni în seamă pe strugure. A venit el, a zis, a, uite, negru de Drăgășan, nu, o să fac treaba. A făcut treaba undeva 96-97 la Vinarte și atât de mult i-a plăcut strugurile astea, încât atunci când și-a făcut el cramă undeva în dealul mare, Metamorfozi se numește crama la care e și patron acum Fiorenzo Rista, a făcut și singurul care a luat un strugure din Oltenia și l-a dus în dealul mare. De obicei, n-ai voie dacă e în arealul ăsta ca în afară. Ai un areal unde trebuie să fie Chardonnay. Bun, Chardonnay ai voie, sau mă rog, strugurii. Uh-huh. Dar la noi nu. În caietul de sarcini, dacă în dealul mare nu ai voie să ai aligote, de exemplu, și ai voie doar în Dobrogea, sunt niște reglementări care îți spun că n-ai voie să faci vin din aligote în dealul mare. N-am înțeles, n-am studiat atât de tare, dar... Dar de ce? Adică vor să țină efectiv sorile în anumite zone? Da, adică ești în arealul ăla, ai voie să faci asta. Ai în dealul mare ai voie 10 struguri, din 10 struguri să faci, nu veni cu al 12-lea, dacă... Dar nu e o limitare? Sau... Da, asta. Așa. Bine, cred și eu. Pe de altă parte, cred că strici puțin, dar nu, n-ai avea ce, nu știu, în, vorbesc ca necunoscător acum. Nu, în Franța există regulile astea, adică intri în Châteauneuf-du-Pape, de exemplu, e o apelațiune în Franța unde ai voie să faci vin din 18 până la 18 struguri, dar doar ăia 18. Mai ai în Pomerol, unde tot așa, Pomerolul e despărțit de un râu, pe partea stângă ai Merlot, în mijloc ai Cabernet, în mijloc, în partea dreaptă, și doar așa se fac. Da, poate poți să împrumuți puțin, dar ai voie struguri ăștia doi. Așa e apelațiunea. Dacă vrei să mergi în, nu știu, într-o regiune, e o regiune, acolo faci din Chardonnay predominant. Iar asta, tot vorbeam de Châteauneuf-du-Pape, trebuie neapărat să ai 3 struguri în componența vinului,
GSM, ca să fie mai scurt, e Grenache, Syrah și Mourvèdre. Și pe urmă, după ăștia 3, poți să pui oricare ceilalți 15 să faci vin. Nu știu dacă e mai greu să faci din 15 sau e mai greu să faci dintr-un singur soi, pentru că de fiecare dată când întrebi vinificatori în țară, bineînțeles că e mai greu să faci strugure din, să faci vin din ăla care fac ei. Cum e mai bine să faci? Mai greu cupaj? Cupaj înseamnă 2 sau mai mulți struguri. Mai există și asamblaj. Aș vrea să ne întoarcem la Maramureș și la excursii. Ok. Spuneai că primele excursii au fost acolo și de acolo s-a propagat proiectul în toată țara. Am avut un festival mare al unui tip din Irlanda. Am fost parte din, am fost 3 oameni care am participat la festivalul ăsta, l-am făcut timp de 18 zile, era drumul lung către Săpânța, dacă nu mă înșel. Omul ăsta a mers din Irlanda până în Săpânța pe jos, pentru că atât de tare a plăcut lui locurile, a avut și foarte mulți bani, da. A venit prima dată în țară și a plăcut lui locul. N-ai cum să nu, e greu să nu-ți placă Săpânța, e greu să nu-ți placă Maramureș. Oameni frumoși, mult verde, bun simț, mâncare grozavă. Și a zis, nu în părțile astea, eu vreau să fac un festival într-un viitor. A luat o parte bani europeni, o parte banii lui personal și a făcut un festival. Ne-a contactat pe noi pentru că repetiram în lumea evenimentelor, a zis, uite, am nevoie de un festival. Bine, perfect. Noi am lucrat acolo 19 zile în total pentru un festival care s-a desfășurat în 2 zile. Da. A fost vorba de cultură, de river dance și muzică de cameră și orchestră pusă în Maramureș. Oamenii au înțeles. Da, adică i-am adus pe oamenii ăștia, dar era mai plin la bere și la mâncare decât în față unde era o scenă pusă pentru vreo 400 de oameni. N-au perceput, adică spune tu maramureșenilor că trebuie să asculte muzică de cameră și de operă sau muzică simfonică, că așa e frumos. Nu, nu ne aduci cetera și în Maramureș nu te ascultăm, a fost foarte simplu. Mie mi-ar fi plăcut, n-am perceput nici eu atunci, dar cred că combinația de orchestră și Ceteraș era a mai reușită. Iar după, mai departe, m-am gândit să vin în Maramureș pentru că mi-a plăcut și mie foarte tare. Am început să fac excursii acolo pentru că încă e autentic și încă am niște oameni autentici, de la oameni care te pot duce în pe Piatra Săpânței să stai o zi întreagă să le nevești, până la oameni care pot sta cu tine la fie la vânătoare. Partea de meșteșuguri, mă gândesc. Am și asta, dar să știi că e foarte închisă partea asta. Sunt foarte mulți oameni care fac ateliere, dar nu fac pentru 2-3 oameni și nu au deschis tot timpul. Există, am un atelier de măști în Maramureș. Lumea ar vrea să-l facă și ar fi frumos să fie deschis publicului, numai că te costă, acum cred că a sărit de 140 de lei să-ți faci o masca ta. Nu toată lumea e dispusă să dea 140 de lei. Vii cu copilul, vrei să faci tu una, vrei să facă și copilul una, ai dat 300 de lei, parcă... Bine, aici nu se poate, scuze cum te-am întrebat, nu se poate gândi un pachet. Uite, deci am fost în Olanda, la început de martie, și am vizitat 2 ateliere. Unul de făcut pantofi din lemn, celebrii pantofi din lemn al lor, și al doilea, nu mai știu, ce era al doilea, mă rog, ideea e că noi când am luat pachet, am cumpărat un pachet complet și aveam intrările. A, la brânză, am văzut cum se face brânza în Volendam. Mișto, aia gălbuie. Da, și okay. O pun în ceară. În ceară să reziste. Și acolo am mâncat brânză cu urzici. În România nu am găsit. Foarte tare combinația. Am mâncat brânză cu urzici când eram mic, dar nu în aceeași brânză. Am mâncat brânză și urzici. Regret vreo decizie proastă luată până acum? Regret că n-am făcut asta mai devreme, întâi de toate. Regret că mi-am acordat, cred că prea puțin timp în anii trecuți să fac ceva pentru mine. M-am complăcut cumva cu jobul și cu banii câștigați, am crezut tot timpul că da, sunt suficienți, îți permit să mănânci, îți permit să stai într-o chirie mișto, îți permit să faci un concediu, ți-e suficient. Cred că dacă mă apucam de asta cu, nu știu, 10 ani de zile, când începuseră și cramele, când începuse și turismul ăsta micuț să scoată capul, pentru că grupele mele, apropo, sunt între 6 și 20 de persoane de obicei, pentru
nu știu, pentru feeling intens, pentru a vedea cumva altfel decât turismul ăsta de masă, de cobor dintr-un autocar, suntem 40, ne arată ăsta două pietre, nu, mergem undeva drăguț, ne bucurăm 6-8 cât suntem. Dar legat de regrete, asta regret întâi și întâi de toate, că nu m-am apucat mai devreme, că de foarte multe ori îmi dau așa cât un imbold, da, vreau să citesc, da, vreau să fac ceva pentru mine, să mă dezvolt personal, și în același timp la 2-3 zile îmi și trece. Nu știu de ce, și pe urmă iarăși iau ușor, mă mai deprimă cumva, păi mi-a avea ceva nevoie acum, dacă învățai, poate făceai treaba asta. Și mai am un mic regret, că acum 3 ani de zile am început un curs de improvizație. Multă lume mi-a zis că aș fi fost bun să fac stand-up și pentru asta îl făcusem cumva, să mai îmi treacă emoțiile, pentru că de fiecare dată când aveam grupuri, fie ele mici sau mari, îmi tremurau mâinile, nu prea eram eu, până mă acomodam cu ei un sfert de oră, jumătate de oră, eram un bâlbâit, un peltic așa. De am făcut cursul ăsta de improvizație, mi-a prins extrem de bine, nu bine. Și iarăși pe ăsta regret că nu l-am făcut mai de vreme, pentru că în școală n-a existat nici în facultate să te înveți cineva, tot timpul erai la școală, nu stai cu capul plecat, că te bate doamna profesoară, de acolo cred că am avut și sechelele astea. Niciodată nu mi-a zis tata, ei și vorbește cu lumea, nu, hai să fim cu minți. Tot timpul am fost cumva retras, în grupul meu și în gașca mea n-a fost niciodată. Dar necunoscând oameni, nu m-am dus către ei, hey, hai ce faci, bine, hai să vorbim. Și acum văd că generația asta nouă are treaba asta. Mă bucură foarte tare când îi văd pe ăștia super deschiși, micuți, nu știu, 18-20 de ani, chiar dacă uneori dau în obrăznicie, dar cumva încearcă și sunt altfel decât generația mea, să zic așa. Cam astea sunt regretele. Nu sunt atât de mare, nu zdrobitoare, doar regret. Sper să nu regret și la 50 de ani, că la 37 câți am acum nu am mulțumesc făcut ceva. Mulțumesc. Așa că, da, am regrete. Micuțe, dar le am. Și le port acolo de multe ori. Dar știi că, uite, ca să vedem și o parte bună, toate lucrurile negative legate de business te-au adus în acest punct. Da, da. Și în continuare, de fiecare dată când mă lovesc de ceva, încerc să repar. De fiecare, n-am avut niciodată un traseu propriu zis, din păcate. Unii zic că ar fi bine să ai deja scris și să știi ce curs urmezi. A fost tot timpul ce se întâmplă pe moment, vedem cum reacționăm. N-am nici în excursiile mele, nu am o excursie tip. Niciodată nu seamănă nici măcar la o degustare, la aceeași creamă nu seamănă una cu alta. Nici o formă. Poate nici traseul nu e pe același drum. Nici când mă duc, nici când mă întorc. Poate să fie diferit întotdeauna. Asta îmi place, pentru că există oameni care mai vin și a doua oară, există recurență la mine de multe ori. Fie la aceeași crame, fie la rafting, că fac și rafting mai nou, merg și la călărie, am niște excursii nu atât de aventuroase pe cât și-ar dori prietena mea. E mai aventuroasă și-ar dori să sară dintr-un avion, să facem filme, să ne tăiem, să ne coasem singuri, ceva genul Van Damme. La mine sunt mai simpluțe. Dar cumva cu doza aia de adrenalină, de exemplu, ieri am avut un grup la călărie la Nămăiești, au simțit-o toți. Care sunt lucrurile care te motivează cel mai tare în ceea ce faci tu? Strângerea asta de inimă mă motivează, strângerea de mână mă motivează cel mai tare și mulțumirile astea sincere. Că am avut, după cum am zis, grupe mari de oameni, 40 plus, care mi-au strâns mâna ca la o nuntă mare și au zis mulțumim, mulțumim și au plecat. N-am rămas cu nimica. Și am avut oameni 6 într-o excursie care m-au îmbrățișat toți când am plecat acasă și a zis, Doamne, mulțumim că mai vrem să mai facem cu dumneavoastră, dar abia așteptăm când mai face să ne sunați. Asta mă motivează să le fac în continuare. Adică mulțumirea oamenilor, știu, sună clișeu așa, dar pe mine chiar mă încarcă și mă mulțumește. Când sunt oameni mulțumiți pentru ce fac eu, am avut o degustare cu o lună de zile la Brașov și am ieșit de acolo aproape cu aplauze. Pe bune? Adică, da, deci oamenii au fost, erau oameni care beau la nivel de începători vin. Dom'le, noi bem cu cola. Unul a venit de acasă cu o carafă de vin alb. A venit de acasă, deci el știa că are degustare și a venit de acasă cu o carafă. Pur și simplu, dacă lui plăcea vinul ăla, n-am putut să-i scot din cap asta.
Deci eu n-am putut să explic că eu i-am dat 7 vinuri diferite, nobile și diferite și că ar fi poate unul dintre ele mai bun decât ce bea el acolo. El a zis din prima nu, el bea pe ăsta. Și l-a băut pe ăla și atât, cu carafa venită, era un team building, foarte drăguț team building, oameni de calitate. Dar și m-au apreciat oamenii, s-au și îmbătat cei drept, au fost super bucuroși la sfârșit că le-a explicat cineva despre ce e vorba și că într-un viitor vor urma să vină și la crame, pentru că le-am explicat atât de tare că da, o să vină și la crame, noi am crezut că e altfel, noi am crezut că vinul roze de fapt e alb cu roșu amestecat, ăsta e clișeul maxim pentru mine. Și nu e alb cu roșu? Nu, e... e făcut, rozeul e făcut din strugure roșu întotdeauna, dar e lăsat pe pielițe în perioade între 2 și 24 de ore, depinde de cât de tare vrei să-i dai tentă, gust, aromă și așa mai departe. Dar vinul roșu vine de obicei din, din strugure roșu. Deci Dorele nu mai amesteca vinul alb cu roșu. Exact. Poți să-l faci și acasă dacă ți se pare că e interesantă culoarea, de ce nu? Vinul roșu poți să-l faci din apă minerală fără probleme. Cât de mult roșu ai, cât de mult apă minerală pui și l-ai făcut roșu fără probleme dacă vrei să-l bei șpriț. Deci oamenii te motivează cel mai mult. Da, oamenii motivează cel mai mult. Oamenii ce? Întâlniți și pentru excursii și pentru... Am niște modele pe care le urmez așa. Am un băiat care îmi place foarte tare la Brașov. El face rafting, lotul național de rafting, îl cheamă Mihai Mareș. Și mi-a plăcut întotdeauna filozofia lui de a face excursii. Mi s-a părut întotdeauna un om care a știut să-și motiveze oamenii din jur, să-i păstreze cu zâmbet și să le explice în același timp ce ar trebui să facă fără să deranjeze pe nimeni. Cel puțin așa l-am perceput eu întotdeauna și de când l-am văzut pe el am zis, băi, cândva mi-aș dori să fac excursii ca el. Și încet, încet. Și încet, încet sper să fac excursii apropiate de ale lui, dacă nu mai bune. Asta înseamnă evoluție. Da, da, da. Am și pe care le unde e mică competiție, întotdeauna o să apară ceva pozitiv. Da, între noi nu e competiție că... Plastic spus. Da, 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 dar de foarte multe ori cred în gradele astea și știu cine mi-ar fi concurență directă, știu cu cine m-aș putea prieteni. Au avut și colaborări eșuate și în lumea vinului și pe partea asta cu excursiile. De a, vrea să colaborăm, să facem treburi împreună. Dar mai mult tu. Și chimie, da, exact. Adică n-a fost chimie, nu ne-am plăcut, n-am vrut să fie așa doar de hai să facem 2 lei în plus. Nu îmi doresc 2 lei în plus dacă nu cred eu în ei. Da, e sărac în continuare. Am o altă întrebare acum, ca să te cunoaștem și mai bine. Spune-mi două persoane care te-au influențat pozitiv în tot parcursul tău de până acum. Una, tocmai ți-am zis-o mai devreme, da. Mihai Mareș, care mi-a plăcut întotdeauna cum face excursiile și de fiecare dată întâlnirile cu el au fost grozave. Cezar Ioan de la vinu.ro, care m-a îmbrățișat cu drag și m-a acceptat așa în lumea asta și a zis, băi, când ai nevoie de ajutor, oricând sunt aici, un om foarte deschis și... Cred că și Dan Burlacu de la Metamorfosis, directorul de cramă, a fost singurul om care atunci când i-a bătut la ușă a zis, fără probleme, facem orice eveniment vrei să faci tu, dar întâi de toate hai să te invităm la noi în cramă să vezi despre ce vorbești, că dacă vii doar cu oameni și tu nu știi despre ce vorbești, și m-au dus, mi-au dat o sticlă de vin acasă, s-au bucurat de prezența mea și atenție, eu n-am băgat cei mai mulți bani în crama aia de atunci, dar... Pentru el a contat așa, domnule, dar te primezi fără probleme, vino la noi, hai să vezi cum e la noi și pe urmă să vezi dacă îți place, vino când ai tu grupe, pentru tine suntem deschiși în permanență. Da, ți-am zis, 2-3 oameni, apreciez mult mai mulți oameni, dar e vorba de începuturile mele și de cine mi-a dat o mână de ajutor când a fost la început. Băi, uite, cine băiatul ăsta vrea să-și înceapă drumul către excursiile astea sau astea? Hai să-l ajutăm. Și mai am oamenii mei din Săpânța, de la Complex Păstrăvu, care tot așa, de fiecare dată când mă duc acolo, e la mine acasă. Chiar la mine acasă, eu când mă duc acolo, fie că am un grup de 4 persoane, fie că am un grup de 20 de persoane, e casa mea, fac cum vreau eu, se întâmplă cum îmi doresc eu, vrem în ziua aia se întâmplă. E foarte important într-o chimie de asta să nu fii rigid ca patron de pensiune, pentru că am nimerit și... Nu.
Chiar văzusem un clip de Revelion care a circulat pe internet când s-au dus unii să închirieze o pensiune și la 1 noaptea a început să patronul să țipă să duceți-vă la culcare fără muzică, fără ce e asta, că e mai scumpă, nu știu, candelabrul ăla decât... Exact. Am spart niște candelabre la complexul ăsta, pentru că nu s-a supărat nimeni. Mi-au zis a doua zi, s-au îmbătat și l-au spart. Nici o problemă pentru tine, Florin, pe le-au spart oamenii ăștia, le plătim. Stai tu liniștit, du-te la treaba ta. E foarte importantă componenta asta umană. Repet, și oamenii sunt... Pentru oamenii. Că vei veni și a doua oară, și a treia oară, și a patra oară. Nu mă duc în altă parte nici dacă îmi dă gratuitate pentru tot grupul. Nu mă duc în Maramureș sub nicio formă, nu mă duc în altă parte. Până nu fac eu pensiunea mea, nu mă duc nicăieri în altă parte. Și știi ce am observat de curând? Sunt foarte mulți oameni, mai ales în zona de turism local legat de România, care au început să se ajute între ei. Și asta mi se pare fascinant pentru a crește popularitatea țării în materie de... Așa e. Uite, în lumea vinului există o asociație în Dealul Mare. Nu știu cât de mult se ajută, dar sunt oameni care trimit oameni și în altă parte. Vin la tine în cramă și te întreabă, ai mai vrea să? Da, du-te și peste drum. Nu există asta înainte. Nu. Ce asta se întâmplă de, nu știu, 5 ani, 6 ani? Da, asociația asta are vreo 3 ani de zile și a făcut cumva mult bine. E Asociația Dealului Mare, așa se numește. Asociația Dealul Mare, sunt 11 crame, de fapt sunt 12, dar sunt două crame într-una. O cramă în două, pardon. Și au început să se ajute. Știe lumea de ele, când intri într-o cramă, îți mai povestesc, poți să te duci acolo, pentru că probabil nu știu cum era înainte, dar a fost într-una din crame care nu făcea parte din asociație, noi avem cel mai bun, noi suntem cei mai tare, cred că lumea vinului ar trebui să scape de complexul ăsta. Noi avem cel mai bun vin. Eu când aud de noi avem cel mai bun vin, e... Cum? Dar de unde știi tu? Întâi de toate, cel mai bun vin e ăla care îți place, să știi. Corect, asta vreau să spun. Nu există, am băut multe vinuri acum de 4 luni de zile grozave și premiate. Am băut un vin care e 1200 de lei preț pe raft și am băut în aceea zi vin de 70 de lei și ghiși ce, mi-a plăcut mai multă de 70 de lei. Dar crezi că asta cu prețurile influențează? Adică dacă vorbesc din nou ca necunoscători, dar ai deschis cutia Pandorii. Dacă eu mă duc acum la magazin și mi-au o sticlă de 1900 de lei față de 70 lei, mă aștept eu să fie mai bună aia? Adică influențează oarecum prețul? De foarte multe ori, dacă știi despre ce vorbește în lumea vinului, 1900 de lei există riscul să fie greșit doar dacă e defect de dop, sub nicio formă vin. Nici noi nu avem vinuri. În România nu mai există vinuri cu defect și incorrecte. Sunt vinuri, toate sunt vinuri bune. Toate sunt vinuri corecte, nu vinuri bune. Acum, percepția ta, ce-ai băut, ce-ai mâncat tu înainte, cu ce-l asociezi acolo, cu momentul care se potrivește, cu oamenii care îl bei la masă, îl poți face mai bun sau nu. Depinde acum de... Dar legat strict de preț. Nu cred că în plajele astea foarte apropiate 50, 70, 100 nu simți mare diferență, dar cred că ce treci de peste 500 de lei. Eu am băut un vin, am o colegă la muncă și am băut un vin din Franța cu ea, ea a știut ce, mi-a povestit un pic despre el. Pentru mine a fost de departe cel mai bun vin pe care l-am băut. De departe cel mai bun. Și n-a fost un preț ăsta, nici gând de 1000 de lei, adică sub. Și într-un magazin cu 800 de etichete unde vin aproape zilnic de vreo 3 luni jumate, am un vin preferat care costă 115 lei. Apropo, și am băut mult mai multe, mai scumpe. Nu, ăla îmi place mie. Și când recomand oamenilor, am o problemă, că recomand de foarte mult încep cu prețurile mici și oamenii caută unde sunt eu în... magazin premium și lumea caută scump întâi de toate. Pentru că așa e percepția. Știi cum e? Scump e întotdeauna mai bun. Nu cred. Eu nu cred în lumea vinului că scump e întotdeauna mai bun. Ba chiar am niște vinuri din aceeași cramă, premium și entry level, unde entry level e mai bun decât premium. În percepția mea, atenție, nu pentru toată lumea. Dar așa cred. La fel și excursiile. Nu trebuie să plătești 10.000 de lei pe o excursie în Maramureș cu familia ca să te simți fantastic și să te întorci cu experiențe, când poți să dai 4.000 de lei cu tot cu aceeași familie și să stai într-un loc drăguț, într-o mică pădurice, într-o oază de vegetație și liniște și să te întorci acasă cu experiențe, pentru că
Până la urmă, cred că e vorba de experiențe și în România și în excursii. Că dacă te duci așa să stai tolănit la soare, tu te la Mamaia plătește cât vrei tu și stai tolănit la soare. Dacă vrei să ieși și faci ceva și să te întorci acasă, să te contrazici în niște conversații cu oameni care spun nu se compară Italia cu România, nu se compară Italia cu România, dar du-te în Toscana, încă. Acolo e adevărat. Încă. Încă. Avem locuri foarte frumoase și avem multe, multe de oferit, repet, din Delta până la Arad. Avem multe locuri frumoase. Și sunt multe nedescoperite, da, de care oamenii da. Nu știu. Uite, Ținutul Secuiesc. Știi câtă lume are ură pentru Ținutul Secuiesc? Câți oameni dintre prietenii mei au zis, nu merge. Am trecut pe acolo cu mașina. Superb. Deci am trecut pe acolo cu mașina anul trecut. M-am simțit că sunt în altă țară. Da. Exact de la case, exact drumuri, curățenie, da. Oameni, adică, efectiv era ceva gen... Mie mi-a intrat și Romii. Mai sunt în... Și am fost săptămâna trecută, am fost în Delta, în partea de sud spre lacul Razem, uh-huh. Și într-un loc în care n-am mai fost și acolo am văzut cei mai mulți snuferi. Deci habar n-aveam de locul ăla. Și a fost o experiență wow. Exact. Deci foarte mulți nuferi, efectiv, pătură de nuferi albi. Da. Un loc de care lumea nu știe. Multe sunt, repet, ăsta Ținutul Secuiesc, eu am o excursie în Ținutul Secuiesc foarte complexă, spre obositoare, la care mergem și facem ateliere. De chiurtoși, de turtă dulce, bem 10 feluri de horincă și un atelier de iască. Pentru că multă lume, eu am vrut să văd, am atelier de ciocolată, apropo de vopsit mobilă, sunt o grămadă, deci Covazna, sunt două site-uri, Visit Covazna și Visit Harghita, unde îți oferă experiențe. Îi sunt pe oamenii, am făcut un atelier de ciocolată, deci te duce omul ăla și îți povestește și e super cald om. Super cald. La fel te duci și faci turtă dulce sau iască, pentru că asta mi-a plăcut și asta mi-a rămas mie cel mai bine tipărit în minte. Iască e o ciupercă care crește de obicei pe arbori care cresc la o altitudine mai ridicată de 800 de metri. E o ciupercă, o să-ți arăt un telefon după, care cumva se cojește, în mijloc rămâne ca o spumă și ea se întinde. De-a lungul timpului încep să tragi de ea, nu se rupe, la fel ca un, păstrând proporțiile, ca un aluat de pizza. Tot îl întinzi, și din asta s-au făcut pălării. Brelocuri, e bun pentru oprirea sângerării, îți curge sânge, e dovedită la mine. Îți curge, te-ai tăiat și ai o bucată de iască, care costă apropo 3 lei, o pungă întreagă. Pentru că alea sunt resturi de iască, o pui aici, nu mai curge sânge. Și e dovedit și se discută despre asta și la facultatea de medicină, adică iasca e într-adevăr, îți oprește sângerarea. Sunt buni pentru țânțare în delta Dunării. O punguță de asta plină te ajută poate o vară întreagă să nu mai ai în jurul tău țânțare. Mult mai ieftin decât orice din comerț. Și sănătoasă. Și nici nu te deranjează mirosul. Nu știu. Nu e ca la o spirală de aia verde de pui și nu mai stai, nu mai poți să stai nici tu acolo, nu doar țânțare. Că tot vorbeam mai devreme de faptul că în ultima perioadă sau în ultimii 5 ani oamenii au început să te ajute, mă rog, comunitățile și oamenii în general. Vreau să te întreb o întrebare mai puțin, adică o întrebare mai picantă. Ce te face diferit față de competitorii tăi pe nișa ta? Păi sunt foarte puțin care au 130 de kg. Pe nișa mă face puțin diferit numărul de oameni pe care l-am în excursii. Adică n-am căutat niciodată să merg cu mulți. S-au nimerit de multe ori, repet, dar am crezut întotdeauna că o dubă, maxim două, adică 6-12 persoane, iaria pe care o pot acoperi eu, în care lumea să fie interesată, să se bucure de experiență și de excursia în sine și să nu creadă că le-am băgat mâna în buzunar. Că te-ai bucurat, am fost 12, au rămas, am creat multe prieteni în excursiile astea, oameni care s-au văzut după, oameni care m-au sunat că suntem la o masă, vrei să vii și tu, mulțumim frumos, când mai faci excursii? Da, am întâlnit și am creat niște prieteni de genul ăsta. Am și un copil între prieteni întâlniți la Tripy Trip. Da, făcut și din păcate și un divorț. Am și o persoană care a murit. Adică în decurs de 3 ani de zile s-au întâmplat și lucruri bune și lucruri mai puțin bune în business-ul ăsta. Iar diferit, cred că cu toții încearcă să redescopere România pentru cine face România.
Mi se pare mult mai important să aduci clienți străini sau oameni care nu știu ce se întâmplă în țară la noi și să-i bucuri în peisajele astea frumoase și în România asta noastră, decât să mă duc să-i duc în Iordania, Toscana sau... Interesul meu e să vină să vadă țara asta. Cât mai găsim păduri, cât mai găsim locuri frumoase, cât ne mai putem bucura de un aer curat. Pentru că, în continuare, cred că are multe de oferit. Din păcate, cred că prețurile au cam depășit ce oferă în multe părți ale țării. Așa cred eu. Și... poate lumea mă blamează, dar ușor, ușor începem să sărim calul cu pensiuni de 350 de lei plus, care n-ar fi fost niciodată de 200 de lei într-o lume normală. Dar atâta timp cât există cerere... există și ofertă. Bineînțeles. Da, consider că România ar putea să trăiască doar din turism? Adică ca și... cu un plan bine pus la punct... am putea să facem un procent covârșitor la PIB, cred eu. Cum grecii au, dacă nu mă șel, ultima statistică era 27%, am putea să aducem și noi tot acolo, poate. Dacă am avea un plan, bineînțeles, pus la punct, dacă ar exista niște reglementări, dacă ar exista niște organe care ar controla, dacă, sunt foarte multe și cred că sub 10 ani de acum încolo n-ar putea să ne punem la punct. Adică uite-te cum arată Valea Prahovei într-un peisaj de sus, cu unul cu țiglămov, unul portocalie, și du-te să vezi un view din Verona unde toate sunt la aceeași culoare, tentă de culoare, și dacă ți-o pune nouă și dacă e de 70 de ani, tot aceeași culoare are. Nu putem, nu percepem asta cu unitatea asta, nu, noi suntem mai pestriți, că na. Asta vine din comunism, să știi. Da, cred. Ura, avem multe lucruri negative dacă stau să le pun pe foaie, dar întotdeauna cred în lucrurile astea pozitive și vreau să adun ce e pozitiv, nu ce e urât în țară la noi. Și cred că ne motivăm întotdeauna când vin bani. Am văzut, am observat asta, oamenii sunt diferiți când le calci pragul dacă le dai bani. O fi bine, nu o fi rău, dar atâta timp cât ești într-o excursie, plătești, oamenii sunt tot timpul primitori cu tine. Am nimerit și Mara Mure, să știi, oameni care... cărora le-am băgat 3.000 de euro în două nopți de cazare și la o săptămână distanță m-am dus la ei și m-am pus să plătesc o cafea care costa 6 lei. Adică să nu credem că e raiul pe pământ în România de bunătate și poate nici în afara țării. Adică uităm. Da, oamenii uităm. Adică vedem și oameni care, gen, îi ajuți astăzi, mâine și uită că i-ai ajutat. Ca da, să nu spun da, că dacă da, tu ai ajuns da, mai da, sus da, decât exact, ei, exact. Încep. Exact. Și am nimerit o cramă în Umbria. Unde am fost, am făcut cumpărături de 150 de euro în vin, am plătit vreo 70 de gustarea de vin pentru oamenii care au fost acolo și eu când am plecat acasă mai aveam pic să îmi umple mașina și nu, mulțumesc frumos cum ai ales pe mine. Am primit și niște cadouri frumoase și din cramele din România, tot așa, ba un discount, ba o sticlă de vin, cred în asta, nu m-a motivat niciodată în plus, ba din contră m-a făcut să mă simt obligat așa când mai primesc câte ceva, uite ți-am dat de la noi, adu-ți aminte de noi, îmi place și nu-mi place, părțită treaba asta. Și ca planuri de viitor pentru Trip in Trip? Ai planuri? Adică mă gândesc că ai planuri serioase. Am planuri. Dar care sunt? Poți să ne le dezvălui? Îmi doresc foarte tare să îmi caut un și să am un pământ undeva. Am o căbănuță mică în Delta Dunării, aproape de Delta Dunării, în Nufărul. Mi-aș dori să mai ridic acolo 2 sau 3 căsuțe. Momentan am închis business-ul acolo pentru că nu cred că e oportună perioada să construiesc. Nu știu dacă peste 5 ani de zile o să zbor de din nou lumea sau or să mai fie COVID-24, COVID-27. Sper să nu mai fie ceva de genul ăsta, că se pare că doar în pandemie ne-au adunat în România. Da. Acum iarăși am scăpat, iarăși am dat frâu liber la avioane și toată lumea pleacă, zboară, dar am uitat că 2 ani de zile ne-am bucurat și pe aici. Cine s-a bucurat? Că am mai auzit și oameni care au luat țepe și în pandemie în România. Vreau să-mi caut un pământ și aș vrea să fac un cu investiție mare. Am câțiva prieteni pe care i-aș putea coopta. Aș vrea să fac un sat de vacanță într-un loc de ăsta frumos, pădure, unde să
închiriezi casele timp de o lună pe fiecare an și să plătești pentru că tu ți-ai stabilit în septembrie ca luna septembrie să fie doar a ta. Să nu închiriezi neapărat la zi, să vii pentru o zi, ci să fie un sistem de ăsta mai complex. Unde ți-ai închiriat pentru 15 ani, am auzit undeva în Tenerife asta. Nu l-am pus încă la punct, dar pentru 15 ani plătești o sumă de bani și tot timpul luna septembrie ți-e rezervată ție. Poți să vii cu oricine, poți să aduci pe oricine, poți să ți-l închiriezi. Și timp de luni de zile stai acolo. Timp de lună, de pe 1 până pe când se termină la 28, 29, 30 sau 31, e luna ta. Nu m-am auzit niciodată. Da, da. Foarte și tare. Și vrea să-l implementezi și aici, pe 10 sau pe 15 ani, să ridici niște case și să te bucuri de. Sau, dacă nu o să meargă, pentru că întotdeauna te gândești și la asta, nu o să meargă, pur și simplu să închiriezi, să faci un sat ca un muzeu al satului cu case din Maramureș, pentru că sunt foarte mulți oameni care demontează și montează înapoi case de lemn în Maramureș. Un mic resort așa undeva la 10 căsuțe mi-aș dori. Ăsta e planul, muncesc la el, îl desenez, dacă găsesc și banii o să-mi fie și mai bine. Dar sper ca, nu știu, 3-6 ani de acum încolo să se întâmple. Dar pe partea de fonduri europene te-ai interesat? Da, momentan e un stand-by, am vorbit cu cineva. A zis că dacă o să se întâmple, îmi dă un telefon, dar întâi trebuie să găsesc pământul. Adică eu îmi doresc. Pământul trebuie să fie al tău, ca să poți da, să construcția. Da, trebuie să fie pământul meu, asta zic. Eu am în Tulcea, dar am în concesiune pe 49 de ani și mai sunt 44 din 49 și acolo nu pot să fac nimic până nu cumpăr pământul. Dar dacă găsesc oportunitatea de fond european, aș vrea și mi-aș dori să iau banii ăștia pentru că fac pentru Europa până la urmă, să-mi dea bani. Ce frumos! Îmi place foarte mult ideea, mai ales pentru că facilitez relația dintre om și natură, ceea ce ne lipsește. Da, 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 lipsește. Adică în perioada asta suntem foarte conectați, uităm de... ieșit în parc, știi? Da, da, da. Uităm da, de da. Lucrurile astea. Și dacă ieșim în parc... Ne aducem aminte de 1 iunie să ieșim pe telefon. În parc. Ne aducem de 1 iunie, ne-am adus acum de 1 iunie aminte să ieșim în parc, n-am mai găsit un colț într-un parc. Am vrut și eu să ies afară, că a fost zi liberă, n-am găsit unde. Dacă aveai câine, mai bine îl țineai în apartament decât să ieși cu el în parc. Foarte aglomerat. Iar asta cu conexiunea om-natură, eu cred că într-un viitor o să ne întoarcem. Adică oricât de mult ne ducem cu tehnologia, cumva oamenii or să-și dorească să se reîntoarcă la natură. N-ai cum, n-am avea de ce să nu se întâmple asta. Fie că e încălzire globală și trebuie să o facem, fie că o să înceapă să placă tuturor să iasă în natură. Iar Maramureș e locul meu preferat de pe planeta asta. Și Sicilia în San Vito lo Capo, da. Acolo e mai greu, că sigur o să afli niște mafioți dacă îmi fac eu niște căsuțe și o să trebuiască să plătesc. Aici plătesc doar la CTR și taxe de protecție, când de Crăciun și de Paște. Și îmi doresc, pentru că multă lume și mulți oameni cu bani pe care am mai întâlnit, ce tare, ne-am dorit să avem undeva al nostru de tras, să stăm așa 2-3 săptămâni pe an. Mie ar plăcea să fac asta pentru voi. Și dacă pot să fac asta și să ofer serviciile astea, aș demara un proiect de genul ăsta, dar repet, întâi de toate trebuie pământ, iar după ce am pământ trebuie să găsesc niște oameni cu bani care vor să investească, pentru că sub 200.000 de euro n-aș putea să fac nimic. Poate mai mult, dar am zis așa, un mini-minimum, deși sună mini-minimum, 200.000 de euro, sunt unii care își cumpără Lamborghini cu bani, știu, vreau să fac casă, ce e cu mine? Și îmi doresc că partea asta cu vinul, vreau să fac un vâset, niște cursuri și să le povestesc oamenilor cu o diplomă, pentru că ultima oară am avut o degustare, s-au bucurat toți nespus de tare, dar la un moment dat unul m-a întrebat: păi și dumneavoastră în lumea vinului... Cine sunteți? Cine ce sunteți? Faceți? Actele la control? Nu m-am prezentat eu de la început. Nu, că nu neapărat de cine sunteți ca entitate, Tunarul Florin, Tripitrip, nu, m-a întrebat. Da, bă, ne-ai povestit cu drag, ne-a plăcut foarte tare, dar totuși, care sunt studiile tale? Pe bune? Da, dar nu cu răutate. Om pur și simplu a întrebat așa curiozitatea lui și atunci asta și m-am gândit, zic, bă, am colindat eu 35 de crame asta, știu o grămadă de oameni din lumea vinului, am băut probabil doar anul ăsta, cred că 300 de sticle de vin gustate, nu le-am băut.
cel puțin, dar totuși trebuie să le zici oamenilor că bă, ai făcut un vâset, 1, 2, 3, 5, cât poți și îmi place să le gust, îmi place să învăț, de ce n-aș face asta? Și acum în septembrie am vorbit și îl voi face și probabil de la vâset 2 în sus lumea parcă te ia în calcul. Bă, uite, asta ne povestește cu drag, dar și știe ce ne povestește. Că poți să dai peste unii care au un vâset și să te întrebe, hei, dar tu nu știi de Burgundii atât de multe, nu? Păi am venit să o povestesc de dealul mare, că mie de dealul mare mi-e drag și de Drăgășani. Păi da, dar nu știi de Burgundia, nu? Nu, eu știu acum de Burgundia, dar și cu acte. Pentru tinerii care ne ascultă, ce înseamnă un vâset? E o abreviere de la Wine Education, Wine and Spirit Education Training, dacă nu mă înșel. Okay. Adică te pune să stai în training și să bei și să fii educat. Și sunt mai multe etape. Da, sunt mai multe. Există 1, 2, 3. Dacă ai ajuns la 4, ești un mini-zeu. Dacă ai sărit de 4, te duci către Master of Wine. Master of Wine, dacă nu mă înșel, ultima oară când m-am uitat, era 477 de oameni în lume. Niciunul român. Doi greci, cei mai apropiați de noi. Sunt mulți francezi, americani și așa mai departe, pentru că să fii Master of Wine, întâi de toate îți trebuie extrem de mulți bani să călătorești. Ai făcut 1, e simplu, sunt câteva sute de euro, ai făcut 2, 500 și așa mai departe. E, când ajungi la 4, la nivelul 4, trebuie să mergi într-o cramă, în decurs de 4-5 ani poți să faci 2-3 tururi în crama aia și ai de văzut Noua Zeelandă, lume nouă, ai de văzut Australia, ai de văzut China, dacă se poate, și acolo nu mai ai voie la greșeli, ai pus mâna pe pahar de vin și te întreabă cineva ce e în pahar. Păi tu știi sigur că e Cabernet, nu mai are un iz de fetească neagră, ba chiar poți să mergi mai departe, e din zona aia. Adică oamenii au ajuns, da, așa fac și eu, când am auzit asta am zis, poftim, da. Sunt oameni, de-aia sunt 477 de Master of Wine. Și ăștia de obicei jurizează vinul, îți pot da niște calificative, câștigă bani pe urma asta, dar trebuie minim, vorbeam cu un colaborator de-al meu, minim 200.000 de euro și 5 ani de liniște, cel puțin, că cel mai apropiat a ieșit în 7 ani Master of Wine. Adică ți trebuie 5-7 ani și 200.000 de euro și liniște acasă ca să ajungi acolo. 200.000 de euro doar pentru investiții, nu știu cum tu trai pe lângă cei 7 ani. Nu. 200.000 doar să investești că te-ai dus tu până în Toscana și ai cheltuit 10.000 de euro într-o lună doar să bei. Că te-au primit oamenii uneori gratis, uneori nu. Să stai la training, la degustări și așa mai departe. Ai multe, mulți, mulți bani. Întotdeauna, până la urmă, plătești bani ca să scoți bani. Și cu cât cheltui mai mult, cu atât o să ai mai mult. Așa sper. Așa am zice, acasă așa mi-a zis. O să ai mai mult dacă cheltui mai mult. Că sper acum să am mai mult. Ne apropiem de final și aș vrea să te întreb ce mesaje pentru tinerii care vin din spate și vor să intre în industria ta, să spun așa, atât în zona de turism cât și în zona viticolă, cred că spun corect. Da. O enoturism e de fapt. Ok. Foarte scurt aș fi să nu se păcălească nici pe ei, să nu păcălească niciodată lumea, să nu facă niciodată compromisuri când e vorba de calitate, în absolut orice. Nu face compromis, e cel mai simplu când e vorba de turism. Sunt oameni care nu vin cu tine pentru că e scump. Nu, ei nu lucrează atât de mult, își permite o excursie cu tine dacă vrei să fii exclusivist. Vrei să faci aia, fă-o cu orice preț dacă vrei să începi și neapărat multă răbdare. Dacă n-ai răbdare, nu te apuca niciodată de turism. Și dacă ești, nu știu, camerieră, și dacă ești la recepție, și dacă ești ghid montan, orice, dacă n-ai răbdare, nu faci nimic. Pentru că eu am răbdare, ba chiar foarte mult am înțeles de la oamenii care mă înconjoară. Dacă n-ai răbdare și te-ai enervat, lumea vede asta. Și e posibil să te enerveze unul din 30. Și dacă ție ți-a furat ăla energia, ești pe aia 29. Și a 29 plătesc mai mult decât ăla, dacă e vorba și de bani după ce tragi linie. Așa că e un mix ăsta, un cocktail de aturi pe care trebuie să le ai. Nimica rău și, repet, autentic, nu fi fals niciodată. Nu le explica oamenilor aberații. Dacă simți oamenii, povestește-le pe înțelesul lor. Chiar dacă tu ești la ultimul nivel de meseriaș,
dacă omul ăla nu știe nimic, explică-i că roșu un pahar a venit de la pieliță, nu-i explica tu de fapt că strugurile este super avansat. Nu. Ia-i ușor și nu-i, n-o să-i pierzi niciodată, nici de clienți, nici atunci pe moment. Cel mai pe înțelesul oamenilor. Cel mai bine e să le explici oamenilor cum mănâncă ei, ce mănâncă, nu cum vezi tu, ce percepție ai tu despre univers. Că întotdeauna e diferit. Cam asta și avea, repet, să autentic și răbdare. Cum te găsesc oamenii? Cum poți intra în contact cu tine? Păi am o pagină de Facebook, Trippy, liniuță, Trip. Pe Instagram sunt exact așa, Trippy, liniuță, Trip, într-un cuvânt. Și Tunaru Florin pe pagina mea personală, unde pot să intri liniștit, nu am nimic de ascuns, nu am un profil unde blochez oamenii, unde nu, sunt, repet, să mă vadă lumea cum sunt la mine acasă. Autentic. Autentic. Cred în cuvântul ăsta, autentic ar trebui să fie pentru România cât mai. Aș dori ca în toate colțurile României să existe partea de unicitate, de noi suntem așa, noi suntem așa, cum era odinioară. Ca acum toată lumea e într-un fel, ca așa am auzit, ca așa se mănâncă la supermarket. Nu vreau mici peste tot, atenție. Vreau mici dacă e sărbătoare, dar aș vrea să fie, nu știu, gulaș într-o parte, aș vrea să fie plachie într-o parte, aș vrea să fie sarmale peste tot, dar fiecare cum le făcea odinioară străbunica, bunica lor, n-aș vrea toată lumea să văd același lucru pe farfurie, că n-ar mai fi unic. La fel și cu strugurii. De ce văd atât de mult strugure franțuzesc de la Merlot la Cabernet Sauvignon peste tot? Aș vrea să văd cât mai mult strugure românesc. Eu am niște degustări de struguri românești pentru că fii în România, te bucuri de struguri românești. Merlot poți să bei oriunde în lume. Dragilor, acesta a fost episodul de astăzi. Îți mulțumim foarte mult, Florin, pentru informațiile pe care ni le-ai oferit. Mulțumim și Parklay pentru locație și pentru că sunteți partenerul nostru. Iar până data viitoare, rămâneți curioși!